faci? Unde mergi? Pentru ce? Ai, 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 ai. Crezi că o să prinzi? Mamă, ce păltoc ai acolo! Ia, aici este una. Știu, dar ce-i pe margine? Dar de ce? Că o să pici! Sigur! Salutare, prieteni! Mulți dintre voi ne-ați rugat să facem și un video cu eduții de anul ăsta, să vă arătăm toți eduții. Ce papi acolo? Așa că am venit cu Sofia, cu experta în eduți. Ea se pricepe cel mai bine la numele lor, a cui, cât o mâncat, cât o dormit. Toate le știi, așa-i? Despre eduți. Despre cât o dormi și cât o mânca, nu neapărat. Era o glumă. Dar Sofia e experta noastră în eduți, așa că am rugat-o să vină să mă ajute un pic, să vi arăt. Ce face bine? Să vi arăt, să vi prezint, să-i cunoașteți și voi. Na, ce ne poți spune tu despre ei? Îți cuminți? Da. Nu plâng mult? Ba da. Da. Dar iertă-mi că-s micuț așa. Să lângă mămicile lor, așa că... Am înțeles. Dar ce este acolo? Ce ghemotoc este acolo? Și drăguț. E în lumea viselor. Ce faci, Missy? Ce faci, iubito? Ai dormit un pic? Tu? Bine! Bun, hai să te prezint. Uite, Luna, cu capul ia. Spune-mi, care-s primii iezișori pe care i-am avut anul ăsta? Să-mi spui numele lor și de la cine îs. Deci, ea e? Dolly. Ea e Dolly. Fetița e... lui? Silvi. Fetița lui? Doina. Bun, și frățiorul ei. Frățiorul ei? Supică. Supică, e foarte frumos și mare supică ăsta. Da, e dusul lui Doina. Și nu ești supărată că o să devină supică? Nu neapărat. Nu? Nu pot fi supărat pentru el că e alu bunu. E alu bunu? Și vrei să-i dai și la bun un pic de supică, nu? Da. Bun. Apoi? Loli. Loli și? Luna. Așa. O să vă arăt imediat pe Luna. Sunt fetițele lui, Cuțu. Cuțu. Amândouă foarte mari. Bine, asta e foarte mare. Asta e Loli, așa -i? Da. Cea mai agitată și cea mai... Agitată, nu cred. Cea mai vioaie și jucăușă și da. Sociabilă. Da. Asta și e surioara ei. Luna. Luna. Care? După ce i-a dat selenium, din ăsta medicament cu seleniu sau cum se zice? Vitamine. Da. O injecție cu vitamine, cu seleniu și i-a alte... În picior. A început să nu mai umble pe piciorul ăla. A început să șchioapete și nu mai umbla pe picior și îl trăgea după ea. Da. Acum și-o mai revenit, dar... Nu mai calcă deloc pe el. Tot nu mai calcă bine pe el.
Cred că i s-au atrofiat mușchiul acolo sau ceva. Un tendon i s-au... Ceva s-a întâmplat, nu știm exact ce. Apoi... Urmează... Cine o fătat următoarea? Dora, nu? Dora. Îl ai aici pe băiețelul lui Dora? Da. Și e Duța. El îi Pit. Sau Albert, cum îi zice Vita. Sau Albert sau Eduard sau nu mai știu cum eu mai zic. Oricum, da. Deci el e Pit. E Duțul lui Dora. Al treilea fătaie. Au! Dar hai să mi-l arăți un pic mai bine, că e tare frumos. Și el și Luna, nu Luna, Loli. Da. Și el și Loli ăsta are năzdrăvani. Mari, frumoși. Vai, frumosule. Foarte frumos. Bun, următoarea. Și fetița de la ea? Fetița de surioara la... lui, adică? Da, Dina. Dina se află acolo cu mămica ei, pentru că... Da, e cu mămica ei? Da. Ca să crească mare și frumoasă. Stai că intru acolo la ele... Lăsați-mă odată în pace! Ce-o tăbărât, uită-te, aia vrea neapărat să vină cu tine. Ce stil ai, Sofia! Unic și personal, bravo! Deci, îl avem pe Pit și pe surioara lui, Dina. Hai, Dinuța, micuța. Care este fetița lui Dora. Mă, foarte rău se vede aici. Fetița lui Dora, una foarte simpatică. Avem aici pe micuța, Stea. Stea, micuța lui Silvi, care mă urmărește bună. E foarte dragă fetița ei. Da. Așa cum îmi ești tu mie. Da, Stea. Silvie e capra mea. Silvie, capra ta. De ani. Așa, tu ți-ai ales-o. Da. Și anul ăsta ți-a făcut o ieduță, da, drăguță. O ieduță și un ieduț. Și ieduțul e, o să vi-l arăt acum. Hai să vin la tine. Hai. Uite ce harnice scăprițele astea, toate mănâncă și se bucură de mâncare bună, bună. Hopa, hopa, acolo cineva se ceartă. Oare de ce? Și ăsta-i frățiorul lui, Stea, un steluț. Da. Și ăsta are ceva în frunte. Da, vorbesc din poate. Și mai micuț. Ăsta are coarne? Da. Și ăsta are coarne? Da. Cred că o să le corneze tati sau îl lasă așa, nu știm exact. E un ieduț foarte simpatic și el... Da. Lui am pus numele Fripturică. Și pe el îl cheamă Fripturică. Nu, ca celălalt era Supică. Celălalt Supică, ăsta Fripturică. Bun. Acum... Mai și Guiașuc sau Guiașel. Nu. Ăsta e prințe, așa i-am zis. Sau prințul. Prințul, da, de ce îl cheamă prințul? Foarte simpatic. Îți place ție, vai de drăguțul. Chiar mânca. Și a cui este? A lui? A lui Fifi. Ultimii ieduți de anul ăsta, da, este prințul și fetița ei. Sugarai. Fetița lui Fifi, surioara lui Prinț. O ai pe acolo, pe aproape? Nu vrea, dar stai că te-a... Mi-o aduci aici, bine? Că e mai mare lumina. Ce faceți? Copilași cu minți! Absolut niciuna, nu stă la mămica ei. Nu, dar de ce o are? Uite. Uite-o pe frumoasa asta, asta e preferata mea. Are o privire atâta de drăguță. Păi nu o băgat-o aici, tati? Nu, nu o băgat-o, că 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Oare noi? Cele două surori care se înțeleg foarte bine. Privirile voastre, alea frumoase! Vai cât sunteți de frumoase! Foarte drăguțe! Nu, dar nu pot cumpli până afară
Ai descoperit-o? E, uai, ce frumoasă! Ce frumos are pe la nas, la ochi! Atât ai de frumoasă! Superbă, foarte drăguță! Are o privire de căprioară! Ea e duța lui Pipi, pe care o cheamă... Julie, o cheamă. O cheamă Julie. Trebuie să o las jos, că e prea grea. I-am scos să exploreze un pic. E vreme plăcută, un pic bate vântul cam tare. Bietuca, acum nu poate păși. Lasă-le! Da, fric, da, de unde? Atât de frumosă, domn! A luat duce, lasă Costea la alte. E greu de controlat. Trăiesc cucuiet. Cânți un pic. Da, chiar uite, mare, mijlociu mic. Te distrezi și tu? Nu poți să ții ritmul cu ei, cu camera. Și nu știu cum reușește una să fugă așa tare. Exact. Păi nu doare piciorul, doar că e obișnuit așa. Poate că, cred că vor să intre înăuntru acum. Mulțumim că v-ați uitat la acest video până la final. Dacă v-a plăcut, scrieți-le în comentarii, dați un like, share și subscribe. Bravo! Hai că vă duc acasă, că vi cam frig. A început să bată iară vântul. Hop! Acolo du-te tu!